Bună dimineața! Neața! Nici nu știu cât e ceasul. De 10. Deci, disclaimer, o să postăm zilnic, încercăm. Bună, Bobo! În afară de weekend-uri, credem. Da, mă în afară de weekend-uri, dar da, o să încercăm să postăm zilnic. Astăzi e luni. Vrem să mergem de fapt până în oraș să ne mai luăm și noi una alta. Nu am ieșit în afară de grădină, nu am ieșit deloc de vineri? Da. Deci suntem puțin... Bă! De altă planetă. Dar da, încă nouă a făcut Bobo caca pe mine, bineînțeles. Lasă-l că-l arunc mai încolo. Vai de mine, să bagă cu tot în cameră. Fii atent la el. Păi, copile. Așa, și... e deasupra pe lentile și pe tot, da. Wow, Bobo. Nice ass, Bobo. Hello, lume bună! În sfârșit ne-am întors și noi de la cumpărături și vrem să păpăm puțin, îmi scuzați freza, mi-a turbată ca tot timpul. Și da, vrem să păpăm puțin și... Ce asta este în vasă mea dacă o ați zis acum? Deasupra la ce ai pus semințele? Aici, ok. Da, scuzați că nu mai vede cum trebuie. Și da, ne-am hotărât pentru că este deja peste ora 1. Ce vrem ora să... unui, două? Da, două, e ora două. Am luat semințe de floarea soarelui, dalea pitice, gen. Două. Și de, nu știu cum, sunt panseluțe. Panseluțe. Și vrem să păpăm. Și după aia vrem să ne relaxăm un pic. Vrem să ne relaxăm puțin, da, după ce mâncăm. Și după aia vrem să gătim. Amândouă o să gătim astăzi. Și... Bine, eu o să gătesc pentru mâine. Uite-te ce mă mușcă. Eu o să gătească pentru seara. Asta. Hai să păpăm, bebe. Hai să păpăm și ne vedem mai târziu. Pa, pa! Eu am făcut aici o ciocolată caldă să mă mai încălzesc. Nu știu de ce, de asta că am stricat vremea și mi se pare un pic frig. Și am zis că să beau de asta, că dacă îmi fac cafea, deja e 20 și dacă îmi fac cafea o să... O să mai dorm și așa nu sunt eu wow cu somnul. Și în ultimul timp și cappuccino mă afectează foarte rău la somn. Așa că ciocolată caldă it is. Hai, băbică. Hai de acolo, aruncă-l. Wow. Haide, Bobo. Te duci? Haide, Bob. Haide. Nu te duci? Haide, Bob. Nu vrea. Nu? Bravo! Bravo! Și Bobo și-a găsit noul lui loc favorit. Ha-ha! Am pupat mai devreme și am stat, mamă, ce coșmer, m-a semn oribil și aici sunt varză. Avem lingerie cu Frozen. Da, Bobo, bună! Știu că vrei să fii diva acestui vlog, ca de obicei. Știm, știm cu toții, uite, poftim. Da, ieri, în weekend nu prea am vloguit, adică vrem să facem așa pauză pe weekend, cum ar veni să ne mai, nu știu, planificăm idei, bla bla bla, chestii de genul și să postăm de luni până vineri. Poate și pe weekend o să vedem cum ne simțim, dar sincer weekendul ăsta nu, eu personal nu m-am simțit foarte bine. Primele zile am fost ok pentru că a fost perioada de adaptare și încă e perioada de adaptare, dar nu știu, m-am simțit așa, nu știu, m-au luat toate gândurile ciudate și n-aș fi vrut să transmit asta, dar da, știm că mulți dintre noi acum pot fi afectați de toată situația asta, psihic mă refer, și... Și da, trecem peste, doar că, nu știu, cred că depinde de persoane. De exemplu, am vorbit cu persoane cărora perioada lor grea a fost în primele zile de stat acasă. La mine a fost, nu în primele zile, după vreo 3-4 zile, așa, atunci m-a hit. Exact așa, gen, oh my god, stai acasă, ce faci, ce, nu știu ce, nu știu, m-au luat toate gândurile oribile. Și anxietatea mea a fost, adică, orice făceam... Fie că încercam să ne uităm la film, fie că încercam să mă joc pe telefon sau să fac ceva, să citesc, orice, să-mi iau gândul, parcă orice în capul meu se, nu știu, făcea să se
să se trigger și mai rău anxietatea mea. Și da, cam asta a fost tot weekend-ul, cel puțin sâmbătă și duminică. Acum mă simt mai bine și să sperăm că o să mă mențin așa. Vreau acum să mă duc jos la baby, că ea s-a apucat să curețe cartofi și toate cele. Și eu stau aici, m-am uitat puțin la AliExpress, pentru că, na, fără net și așa mai departe, încerc să-mi limitez timpul, dar, nu știu, parcă simțeam nevoia să catch up cu unele chestii online, așa că, da, m-am uitat, da, Bobo, m-am uitat puțin la AliExpress, haide, ce nu-ți convine? Vrea să mă joc, probabil, și nu-i convine cum fac cu degetul pe cușcă sau cine știe ce nu-i convine. Da, așa vrei, da? Am înțeles. Și, da, o să merg jos să baby să o ajut. O să vă arate, sau o să vă arătăm amândouă ce, ce o să facem de papă. Și, da, cam asta se întâmplă momentan, da. Și băta, băta de baseball al lui baby, care e în partea mea de pat, nu știu de ce. O să mă duc să o mut în partea ei de pat. Ia să vedem. Sper să nu se sperie Bobo, că data trecută se speria. O să o punem, da, și lingeria noastră cu Frozen, pe care ne-a luat-o mami. Aici e... Aici e harababură totală, pentru că nu avem noptiere de pat și toate cele și... Nu știu, poate să ne luăm în timp, dar o să vedem, momentan avem prize și chestii de pat. Și am atârnat un dream catcher de geam să se vadă frumos, prinzător de vise, mă rog. Dar da, hai că mergem jos și vorbim de acolo. Da, am încercat să ies din camera din aur și Bob a venit după mine, bineînțeles. Opa, m-am împiedicat. Da, Bob a venit după mine și am mai intrat din aur în bucătărie. Pentru că am avut spațiu deschis și da, a intrat în bucătărie, bineînțeles. Am mai intrat și când am fost cu el jos. Și din aur a ieșit cu mine din cameră. El încearcă practic să... Cred că încearcă și el să-și... nu știu, programeze în zbor pe unde trebuie să o ia, dar o ia în direcția greșită. Nu o ia spre camera noastră, o ia spre altă cameră. Și... da. Iar apoi a venit jos și a aterizat aici pe baby. În bucătărie! În bucătărie, da. Unde n-are voie, dar... da, asta e situația în momentul. Asta o să fie singura cameră în care chiar nu o să ai nevoie. Da. Nu. Și mai o să ai voie doar cât... cât face baie, atât. Dar în rest, nu. Așa. Baie încă nu a fost, în rest? Nu a fost în baie, nu. În rest, peste tot a fost. Da, că astăzi a inaugurat bucătăria. I-a făcut deschiderea. Baby curăță aici cartofi și se joacă, se joacă, simte. Nu pot să cred că se joacă în timp ce gândește. Avem Nintendo ăsta mic. De, nu știu, eu l-am de mult timp, l-am câștigat, ca să zic așa, la o... cum se numea? Când, nu știu, aici așa era, nu știu dacă mai e, dar când renoiai contractul la telefon și așa mai departe, puteai să primești un premiu și ăla a fost unul dintre premiile pe care le-am ales eu. Dar asta cu mulți, mulți ani și nu prea l-am folosit. Iar acum, de plictiseală? De plictiseală ne jucăm, avem Sims și mai am la ai mei acasă, mai am multe joculețe, dar din păcate... nu le-am luat cu noi, dar măcar avem Sims și ne jucăm Sims. Și eu și ea suntem un pic de obsedate, un pic, pardon, obsedate cu jocul ăsta, dar baby, știți cum e ea cu jocuri, adică se joacă oricând, da, și în timp ce gătește, pentru că asta e baby. Aici la prăjit cartofi, mai are și aici, ea îi face, pune usturoi, o să vă explice ea după. Dar eu am aici țelină, țelină se numește asta, morcov, două cepe verzi și un pic jumătate de ardei capia. Vreau să le toc mărunt pentru că nu fac tot timpul așa, pentru că n-am tot timpul legume fresh, dar vreau să pun astea să fac așa ca o supă gen de legume și supa aia de legume practic o pun peste risotto în loc de apă. Bine, tot apă e, dar știți ce zic. Asta e rețeta pe care o are baby de la cineva de la muncă și da, cam după asta mă iau. Vreau să puteți să faceți și cu pui și zeama de la pui să o puneți sau, mă rog, ce vă place vouă, doar că, da, noi cam legume punem acum și ciuperci. Și da.
Baby, ca de obicei, a cumpărat ceva și nu s-a uitat la ce a scris. Oh, come on! A luat burger, ia să facem burger, da? Și citesc eu mai bine pe chestia asta și scrie breakfast sausage muffin. În fine, tot ăla-i conceptul. Am pus aici carnea să se încălzească puțin și să se frigă. Iar apoi o să punem muffinul, pentru că nu e de burger, dar în fine. Avem aici cartofi prăjiți, deci o să mâncăm cartofi prăjiți cu burger. Băi. Ok, oameni buni, am terminat cartofii, am terminat hamburgerul și ne puneți pă-pă. Adică breakfast muffin, sausage breakfast muffin, nu e hamburger. Breakfast cur. Dar am pus, a venit cu cașcaval și cu ketchup, baby nu are ketchup, și am pus noi niște castraveți murați peste, să vedem acum, dar da. I-am luat o microondă. Asta e ce vreau să fac acum, am dat cu alcool de mâini, pur și simplu, sau spirit, puteți să puneți și să dezinfectați clanțele. Eu asta vreau să fac acum pentru că vă dați seama că toată ziua le folosim, oricât ne spălăm pe mâini. Bine, asta fac și când fac curat, dar acum cu chestia asta vreau să le fac mai des. Am pus aici panseluțe, am pus pământ, semințele, iar apoi alt strat de pământ, bine, mai are și iarba, am luat ce-am apucat din curte, are și pietri și toate cele, dar o să le lăsăm aici pe masă să vedem dacă o să se prindă. Ei zic aici că ar dura, cred că 14, între 14 și 21 de zile, deci da, avem de așteptat să vedem ce și cum. Și da, o să vedem. O bubă pe spanac aici. A văzut camera. Haide. Am venit înapoi sus. Am terminat treaba. Zilele astea, deci când am gătit ultima dată, sâmbătă, pentru că săptămâna trecută vă spuneam că încercăm să gătim des și puțin, doar că după 3 zile, cât am făcut asta? Miercuri, joi și vineri și sâmbătă. După zilele astea, 3 sau 4 câte au fost, deja, nu știu, mă săturasem de rutina aia că în fiecare zi trebuie să merg doar să gătesc. Așa că am zis sâmbătă, zic, știi ceva, fac ceva pe o perioadă mai lungă, iar după măcar a doua zi, cel puțin, fac o zi pauză. Și asta am încercat să facem și în seara asta, am mâncat ce am mâncat și am făcut risotto. Jur că de fiecare dată când vloguim facem risotto, pare că asta e tot ceea ce mâncăm, dar da, n-am mai făcut de câteva săptămâni bune și am mâncat burger, mă rog, breakfast muffin cu cartofi prăjiți și am zis că fac... Că a fost bună! Sunt și eu a aici. A fost bun, dar nu a fost burger! În fine, lăsând asta la o parte, am făcut risotto și ăla măcar o să ne rămână pe mâine și eventual, pentru că o să mâncăm, presupun, o porție, poate și poi mâine puțin. Așa că da, bine că poți să mai mâncăm și altceva, nu doar aia, dar zic așa că, nu știu, nici nu vreau să am toată chestia asta în care stau numai în bucătărie, pentru că, nu știu, vreau să împart așa activitățile. Am început să plantez, de fapt v-am arătat că am plantat panseluțele și a început ploaia, bineînțeles, așa că trebuie să vin înăuntru. Oricum pe ele le las în casă pentru că mi se pare mai cald și nici nu avem săpat ca lumea în grădină și așa mai departe, așa că până facem noi, o să le lasă să se prindă în casă și după aceea mai vedem. Și mai avem, am luat, nu știu dacă v-am arătat, cum se numesc, floarea soarelui, semințe de floarea soarelui, pitice.
adică nu știu cum se numesc în română, dar aici tradus motamo sunt, adică e floarea soarelui pitică. Și în engleză îi spune dwarf, sunflower dwarf sau ceva de genul. Da, alea nu le-am plantat încă, poate mâine să vedem cum ne simțim sau zilele astea. Și da, apropo, dacă aveți, nu știu, dacă vreți să vorbim pe un subiect anume, pentru că tot o să facem, o să încercăm să facem daily vlogs, dar avem și alte videouri în plan, adică nu o să fie doar daily vlogs, dar o să fie multe daily vlogs, asta e ideea. Dacă, nu știu, aveți un subiect anume sau, nu știu, curiozități anume sau ceva, nu știu, un subiect pe care, nu știu, voi doriți ca noi să-l dezvoltăm într-un vlog, puteți să lăsați în comentarii, iar noi o să ne gândim dacă o să facem Q&A sau dacă o să abordăm, nu știu, câte un subiect în fiecare daily vlog, așa. Iar dacă aveți sugestii de videouri, și alea sunt binevenite pentru că filmăm și videouri separate. Vinerea trecută am filmat relațiile noastre cu bărbați, care l-am postat tot vineri, și am mai filmat un video, partea a doua, cu comentariile de hate, care cred că o să vină vineri, deja la sfârșitul săptămânii. Dar da, orice sugestie e binevenită. Cucu! O să mai stăm puțin aici. Baby nu mai dă Nintendo la jos din mână, deci... Hai, pa, 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 pa! Frate, a gătit în timp ce se juca, după aia îi ziceam cea din aur când plantam, nu știu ce, am avut nevoie să mă ajute, la care mă uit la ea, ea era pe scaun moț cu jocul în mână, deci e... Alinuța și best friend-ul ei. Mor. Știi ce mi se pare amuzant? Când chestia asta cu Sims, adică personajul din Sims pe care l-am creat are o viață, știi? Adică se duce la muncă, socializează cu prieteni și toate cele. Și cred că de asta suntem, pentru că și eu sunt obsedată puțin așa de jocul ăsta, dar eu mă joc înainte să mă culc. Nu știu. Vouă, cum vă merge perioada asta de izolare? Cum, nu știu, starea voastră psihică? Cum e? Pentru că v-am zis, v-am povestit mai devreme de mine. Acum sunt ok. Ok, oameni buni, am terminat și noi cam tot perioada astăzi. Vreau să ne băgăm repede la băiță. E nouă deja. Astăzi e nouă, chiar, urmată, da, deja. Spre surprinderea mea, totul a trecut repede. Ziua de azi chiar a trecut super repede pentru noi. Pentru voi, cum a decurs ziua de astăzi, ce, nu știu, ce program aveți zilnic, adică lucrați de acasă, dacă nu lucrați, ce activități faceți ca să cooperați mai bine cu toată situația. Suntem curioase și da, dacă aveți, nu știu, sugestii sau vreți să vorbim, să dezbatem un subiect anume. Ok, oameni buni, am încercat să încheiem vlogul mai devreme, dar din păcate n-am mai avut baterie. Așa că o să-l încheiem aici, e deja 9:30. Da, 9:30 acum, deci era cam 9. Am făcut și noi duș, ne-am schimbat și toate cele și o să ne punem la editat, postat și așa mai departe. Sperăm să vă placă și ne vedem curând. Pa! Pa!